Includerea în premieră a Chinei în noul concept strategic NATO nu a rămas fără ecou. Imediat de la Beijing, oficialii Ministerului de Externe au cerut comunității internaționale să fie vigilentă și să limiteze influența NATO în zona Asia-Pacific. Oficialii chinezi s-au referit direct la exercițiile militare pe care unii membri NATO, notabil SUA, le desfășoară periodic în apele din jurul Chinei. Reacția Beijingului a venit și în condițiile în care liderii Japoniei și Coreei de Sud participă pentru prima oară în istorie la summitul NATO de la Madrid în calitate de observator. Sorry.